Sergiu Turtureanu din satul Glinjeni, raionul Fălești, spune că în urmă cu 3 săptămâni și-a lăsat animalele nesupravegheate pentru câteva ore, iar când a revenit, a găsit un vițel sfâșiat. Și m-a dimineața când ne de parcă era pus în gips și stimie. Și vițelul tărit de la câini, tărit 20 de metri și mâncat tot. Numai capul rămas. În aceeași situație s-au pomenit și alții gospodari. Dar nici 200 de metri nu erau. De la coasa noastră, da. Și când ne-am dus dimineața, oricum, el era afarmat, încă era călduț. Localnicii se tem că răpitorii ar putea ataca și oameni. Lumea se teme să ia și la tăi la poșoi. Singuri, duc unul singur pe deal. De parte soatele și se teme că să nu le iei de lume. Să băgași la oameni, sunt păstri, sunt, nu știu. Dar eu vin dimineața noapte, că lucrez la biserică, vin noapte, dimineața tare pe întuneric, mă duc noapte și tot mă tem și eu. Primarul din Glinjeni a cerut ajutor de la Asociația Vânătorilor și Pescarilor, dar fără rezultat. Eu spun cazuri cam serios. Noi avem viței mâncați în sat, în teritoriul satului, în prejur satului. Noi avem un vițel mâncat undeva la 200 de metri de la școală, unde azi vreme să vie iarna și așa e noaptea și copiii îți duc la școală și de asta trăiesc și de asta gândesc. Doamne ferește să iasă spre dimineață și cum a sapăr coptilul acela. A doamne ferește să ducem o bolă. Iar vânătorii spun că vor putea interveni abia după ce Ministerul Mediului va permite, printr-un ordin, nimicirea lupilor care au devenit un pericol. Ei nici nu s-au introdus în Cartea Roșie. Noi nu avem voie să-i urmărim, să-i distrugem. Ar trebui să atragă atenție Ministerul Mediului. Mai bine nu de a spune că, într-adevăr, avem 100 de lupi. Hai să lăsăm să mulțească până la 500 și atunci îți dăm voie să-i îmbușcăm. Autoritățile raionale de mediu s-au limitat să publice un articol în presa locală prin care informează oamenii despre măsuri de protecție împotriva lupilor. Potrivit primarului din Glinjeni, în ultimele 4 luni, lupii au sfâșiat aproximativ 20 de animale.